Wow! Ananas din ciocolată și... Mel! Un pepene verde? Doamne, este brutal! Cel puțin Jess a primit bine! Nemaipomenit de delicios! Gustă puțin! Nu vei răni pe nimeni! Așa de bun! Multă ciocolată! Ia alege ce e mai bun! Ic! Nom, nom, nom! Jess se distrează de minune! Pe de altă parte, Mel a avut zile și mai bune! Idee! Ce? Mel, ce faci? Jess, uite! O bomboană uriașă de ciocolată! Cred că știu ce urmează! Mel se oferă să facă schimb! Și bineînțeles, Jess ar da orice pentru acel răsfăț gigantic! Au, frate! Mel, chiar ai deghizat bine acel pepene? Ești pregătită? Chomp și... Dinții mei! Au, gah! Mel, ești gata să acoperi taxele pentru, dentist? Jess, ești bine? Au, și mulțumesc pentru pepene! iPhone nou Notes pentru Mel! Și un bloc din ciocolată pentru Jess! Ah, cu siguranță nu este mai mișto decât cadoul lui Mel! În fine! Bine! E timpul să fim vicleni! Wow! Măiculiță! Perfecto! Notează-mi numărul! Repede! Înainte ca telefonul să se topească! Sau să fie mâncat! Asta e tare! Ce nebunie! Iată! Mel vrea și ea un telefon mișto din ciocolată? Gata și... iar gata, spune Jess. Wow! Îl scufundă în ciocolată? Nu va fi distractiv să-l mănânci? Oh! Mel! Oh, nu, 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 nu! Ea chiar a mușcat? Dar cum? Mel! Mel? Ce se întâmplă? Ok, domnișoară robot! Ce pot să faci? Tortul meu! Sfinte sisoie, ce cuburi! Este frumos! Îmi pare rău, Jess! Dacă nu o poți învinge, deconectează-o! Ei bine, a fost ușor! Au! Îmi pare rău, Mel! Au, salut, drăgălașelor! Și, hei, ce sunt în acele tovi? Verificați! Pariez că este delicios! Oh, da! Carrie are bomboane! Pește și castraveți murați pentru Julie? Oh, nu! Cred că Carrie este mult mai recunoscătoare pentru deliciile ei! Să ne ocupăm de aceste delicii delicioase! Au! Prea gustos! Complimente bucătarului! Și, desigur, trebuie să scufundăm! Au, da! Așa arată perfecțiunea! Încearcă! Farfuria înspăimântătoare! Nu pot să privesc asta! Oh, gah! Totul sau nimic! Bine, bine! Nu! Scuze, drăguțo! Este greu! Julie! Julie? Îți place? Poftele din sarcină nu se compară cu nimic de pe lumea aceasta! Pe de altă parte, bebelușul Si se bucură de un deliciu drăguț cu ciocolată dublă! Oh, idee! Da! Ardei! Și nu orice fel de ardei, un ardei iute acoperit cu ciocolată! Cel mai iute ardei din lume! Au, omule! Deghizează-l și strecoară-l sub nasul lui Carrie! Hi-hi-hi! Oare îl va lua? Au, frate, au, frate! Ea nu observă! Jump! Bebesi! Carrie! Iute! Frumos lucrat, Julie! Ha, ce mai zi! Au, vai! Au, ce dezastru! Cred că e valabil pentru amândouă, spune Bebeji. Mă prăpădesc de râs! Ih!
Deschideți acele capace! Wow! Salutare, biscuiți din zahăr! Veți fi în stare să sculptați acele forme? Ciocan din diamante? Asta e ceva nou! Cred că Mel îl avea deja în geantă! Sculptează deliciul! Floare la ureche! Bine lucrat! Acum să punem gablonțurile! Wow! Mel, asta e minunat! Îmi place! Iată premiul dumneavoastră, doamnă! Cât de tare este asta! Oh! Bine, Jess! Este timpul! Fără ciocan de lux, dar... Hei, avem acest... pantof murdar! Oh, frate! Premiul tău! Ce-ar fi dacă reparăm acest năzdrăvan? Ah, cu siguranță a fost pe aproape! Jess îi arată lui Mel! Bine! Pregătește-te, domnișoară trișoare! Super ventilatorul! Nu! Hei, amice! Oh, nu! Cât de ghinionist este el! Ha! Ești bine, Jess? Iș! Of! Brioșe! Și ce este asta, Mel? Se pare că Jess este câștigătoarea noastră! Doamne, ești o fată norocoasă! Bucură-te de rozaliile tale! Ale mele! Ok, Mel, nu totul este pierdut! Avem încă niște ciocolată delicioasă! Au, și numai bun de mâncat, dar, evident, nu la fel de bun ca lui Jess! În regulă, uită-te la fata aceasta! Ce? Tocmai a făcut o ceașcă perfectă de la zero! Mel? Ești un adevărat talent! Umple-o cu frișcă! Cel mai bun latte din istorie! Toată ciocolata, toată frișca, bomboanele! Dar niciun strop de cafea! Așa de bun! Jess, aș spune că Mel ți-a dat o lecție pe banii tăi! Și știi ce? Asta nu e tot! Așteaptă! Un castron! Adaugă căpșuni! Au, doamne! Și viermișor din jeleu? M-ai câștigat! Cea mai bună salată pe care am văzut-o vreodată! Poftă bună, Mel! Au! Jess o imploră pe Mel să-i facă ceva bun! O va costa bani frumoși! Mel! Cred că putem strânge câțiva, nu-i așa? Clipește, clipește! Tot ce trebuie să facă Jess este să închidă ochii! Va fi interesant! Oh, nu! Este... Ei bine, cred că adolescenții știu acest truc vechi! Tihi! Așa de gustos! Te-am prins! Două torturi și două fete flămânde! Carrie, al tău este o frumusețe! Și cel al lui Julie este simplu și obișnuit! Dar ar trebui să fie bun! Oh, da! Așa de relaxant! Așa de delicios! Vă spun eu! Ha? Ce? Extraordinar! Tortul lui Carrie este încărcat cu bani gheață! În niciun caz! Ce este în tortul lui Julie? Haide, haide! Carrie decide să-i cheltuie pe... un puppet! Cât de mișto! Yum! Oh. Ha? Julie și-a mâncat surpriza din tort! Este o șosetă? Au, oh, frate! Carrie! Bebelușul primește un puppet! Mișto! Idee! Julie? De ce? Oh, mulțumesc pentru păpușa șosetă, mamă! Bănuiesc! Gustările, vă rog! Ouă! La fix! Sunt adorabile! Jess, privește! Cred că e ceva înăuntru! Wow, wow, wow! Cât de tare este asta! Melly, deschide-l pe al tău! Au, doamne! Un ou de aur în viața reală? Perfecțiune! Da,
dar nu cred că este comestibil. Bine, ciocolata încă e delicioasă. Bine, cred că Mel a înțeles. Este timpul să lovești! Bum, bum, puu! Nu se va clinti! Să încingem atmosfera! Nu încercați asta acasă, oameni buni! Tot nu funcționează? Între timp, Jess se relaxează de mama focului! Mel, cred că... Domnul pui își vrea oul înapoi! Hei, cel puțin a fost drăguț! Mulțumim pentru vizionare, prietenii! Videoclipuri noi apar tot timpul, așa că asigurați-vă că vă abonați și apăsați clopoțelul! Pace! Semnat! Echipa!